Bine, v-am regăsit. O zi magică să fie 15 martie. Un mesaj de la Univers pe care eu vi-l transmit, vi-l extract pentru voi. Mesajul vine din Univers să vă răspundă unei întrebări și să vă susțină, să vă ghideze astăzi. Și mesajul vine și spune eliberare fizică. Deci, e vineri, mergeți la sală, mergeți la sport, mergeți la dans, eliberați-vă fizică. Aici avem o domniță care dansează. Deci este cazul ca astăzi să dansați puțin, să vă eliberați, să vă mișcați șoldurile, trupurile divine, armonioase, pe care să vi le iubiți mai mult și să aveți mai multă grijă de ele. Deci astăzi, eliberare fizică, să dansăm și să distrăm, să ne distrăm pe ritmul Universului, pe notele Universului, pe melodiile pe care Universul le orchestrează pentru noi. Like, share, subscribe, abonați-vă pentru a fi la zi cu toate informațiile pe care le ofer. Iar dacă doriți astrograme personalizate, desigur, puteți intra pe site-ul meu să citiți mai multe despre sesiunile pe care le ofer. Iar dacă rezonați cu mine, cu drag, putem să lucrăm împreună. Berbec. Astăzi aveți o discuție cu o femeie care ar putea să vă impacteze foarte mult. Într-un mod, poate nu prea bun, adică sunt destul de multe emoții. În urma unor discuții cu femeile, fie discutați despre dragoste, fie în dragoste primiți o veste proastă de, despre părinți, despre copii, despre partener, parteneră. Mă rog, sunt astăzi niște vești un pic mai delicate în zona iubirii sau poate că aveți de făcut anumite cheltuieli cu, cu familia. Oricum, veștile pe care le primiți sau conștientizările pe care le aveți legate de iubire sau în urma acestor discuții sunt destul de intense. Taur. Astăzi, taurii vor renegocia sau vor încerca să renegocieze cu anumiți prietenii cu care au încercat să facă afaceri și vă dați voi seama că nu prea să facă afaceri cu prietenii și data viitoare veți avea mai multă grijă. Acum încercați să renegociați anumiți termeni, ei nu vor, voi ați vrea, nu ajungeți la un numitor comun, ce să mai este o zi destul de solicitantă, mai ales pentru că discutați despre bani, despre pierderi și despre hotărâri importante legate de bani. Gemeni. Gemenii au o zi destul de intensă. Poate că la locul de muncă nu se iasă chiar cum vă doriți voi. O ședință în urma căreia poate primiți, să spunem așa, un... Un reproș sau primiți cumva niște vorbe grele, sau vi se aruncă anumite responsabilități în față pe care nu ar trebui să vi le luați. Oricum, mare atenție la cum puneți problema la această ședință de la locul de muncă sau cu colegii superiorii voștri. Rac. Concentrați-vă un pic pe zona iubirii și încercați să nu faceți greșeli sau încurcături, deoarece pot fi tot felul de schimbări pe care le puteți evita dacă sunteți prezenți și atenți. În rest spune că vi se fac și anumite promisiuni care pot fi respectate. Leu le o auzit destul de intensă, poate chiar sunt uh, niște adevăruri care ies la suprafață legate de prieteni sau legate de zona socială. Vreți să intrați într-un grup, însă lucrurile nu sunt chiar așa cum vă așteptați voi. De asemenea, pe zona financiară sunt demersuri pe care doriți să le faceți, dar întâmpinați și blocaje, cum ar fi să luați o decizie de investiție, de credit, de a cumpăra ceva fecioară. Fecioara are nevoie să se împace cu o situație de la locul de muncă. Nu lăsați locul de muncă să vă distrugă relația, adică nu plecați de la muncă cu problemele spre casă sau să duceți acasă problemele de la muncă. Da, puteți să discutați cu partenerii sau partenerele, dar să nu cumva de focul problemelor de la muncă te -a pus la ceartă acasă. Încercați să evitați chestia asta, să vă maturizați, să ne maturizăm cu toți să facem treburi de astea. Balanță. Balanța are nevoie să fie un pic mai veselă, mai zâmbitoare, Posibil să vi se spună că aveți așa o față tristă, lungă, nu sunteți așa în gândurile voastre, cine știe ce probleme aveți, dar dacă aveți, poate că ar fi bine să le spuneți celorlalți și să nu mai fiți așa triști și obosiți. Poate că astăzi, în plus, o cană de cafea, o ceașcă de cafea nu ar strica, dacă toți sunteți așa bacovieni, triști, obosiți, pentru că da, puteți să aveți acea energie de fără chef. Hai că începe weekendul, vă relaxați în weekend. Scorpion. Nativi Scorpion au o zi destul de solicitantă și la locul de muncă, dar și în probleme personale. Vreți să luați și decizii, nu știți ce să faceți cu niște bani, cu niște tranzacții, cu niște transferuri. Orice ați face o să fie bine pentru că toate vi se vor așeza spre binele vostru cel mai înalt. Munciți destul de mult astăzi la planurile voastre și nu veți lăsa nimic să vi le spulbere. Săgetător, este o zi destul de intensă legată de cuplu, pentru că aici faceți anumite eforturi, anumite compromisuri și așteptați recompense. O să vină și recompensele de la cei implicați, dar nu când vă așteptați voi, ci într-un moment în care cu adevărat aveți nevoie. Sunt și la locul de muncă discuții despre schimbări pe care nu prea le doriți, nu prea le așteptați, dar ele sunt iminente, adică discutați despre ele pentru că or să vină, nu să le mai puteți amâna. Capricorn. Capricornii au ceva așteptări de la anumite rude, dar vă dați seama că, de fapt, voi cu voi mai aveți de făcut anumite schimbări. Că aceste rude, frasuri, ori, vecinii sau, mă rog, persoane apropiate, rude pot fi în mare parte. Poate că nu înțeleg cum înțelegeți voi anumite situații, sau poate nu vă înțeleg pe voi, fără a așteptări nerealiste de la aceștia. Iar dacă sunt ceva, situații pe la locul de muncă, nu vă bateți capul pentru că ele se vor rezolva mult mai repede decât credeți. Vărsători. Vărsătorii au în dragoste niște situații destul de copleșitoare legate de zona banilor. Poate că nu ar trebui să vă certați din cauza banilor, dar acesta este un subiect delicat și pentru voi și pentru persoana dragă. Faptul că pe zona aceasta a banilor sunt niște situații destul de intense, lucrul ăsta ar putea să deuneze pe termen lung încrederii în cuplu. De asemenea, aș recomanda să nici nu vă pripiți la locul de muncă să spuneți anumite lucruri, să faceți anumite acuzații fără dovezi mai clare și argumente ferme. Pești. Peștii sunt super romantici astăzi, dar tot romantismul vostru poate să fie stricat, să zicem, de o rudă care vine într-o vizită neașteptată, de cineva băgăcios, dar în special cineva din familie, care vă e drag și de această persoană, dar o simțiți cam băgăcioasă și influentă. Parcă vă strică planurile și surprizele. Poate că ar trebui să vedeți totul dintr-un alt punct de vedere și să faceți haz de necas. Este o zi destul de interesantă, așa cu uh, multe scene tragicomice, comice dar la final sper să fie cu voie bună. Să vă fie de folos și ziua să fie magică.